Amin, vă invit să vă reocupați locurile. M-am gândit să vă întreb dacă în ultima săptămână pe toți oamenii pe care i-ați întâlnit pe stradă i-ați salutat. Mă refer pe cei pe care i-ați cunoscut, nu vă speriați. Nu mai suntem ca pe vremuri când în sat trebuie să saluți că știi. a după ce unii v-ați supărat pe noastră și nu-i rău asta, vreau să vă spun că atunci când un galilean întâlnea un samaritian, nu-l saluta. nu de dădea nici măcar ziua bună. Biblia zice, între noi și între voi, nu există nici o legătură. Între regiunea Galilei și locuitorii ei, și regiunea Samariei și locuitorii ei, nu exista nici o legătură. Reau ca doi oameni care nu se suportă între ei, nu se salută, se brâfesc, dacă e posibil. Și apare un bărbat de 30 de ani, aproximativ până în 33, că e chiar la început de activitate, 31 și un pic, și sparge orice sistem, care, bineînțeles, e un sistem creșit. Și bărbatul, așezat ca să se odihnească, se uită, spune versetul 7, înspre o femeie din Samaria, venită special la ora 12, la ceasul al șaselea, adică la 12.00, cum se spunea foarte bine când soarele era dogoritor și când pe stradă nimeni nu mergea o să vedem mie, de ce eu merg la ora asta și bărbatul ăsta, fără bune maniere aparent, parcă nu știe nimic din ce înseamnă Galileea și Samaria, îi spune nu dacă vrei versetul 7 zice, dă-mi hopa păi în primul rând trebuie să vorbești cu o femeie, îi spune, te rog tu poruncești? normal că se miră femeia. Ea zice, cum tu, iudeu, înțelegem că l-a identificat din port, că era evreu, de cum era îmbrăcat, ceri. Deci, în primul rând, un galilean nu cerea nimic. Dacă rămânea în stație și mergea pe jos, în cap, în mâini, nu cerea nimic. Nimic de la un samaritan. Ceri, apoi ceri să bei de la mine femeie samariteancă. Femeia să nu mai pricepe nimic. Prima persoană în care sparge regulile. Prima persoană care nu ține de rigorile care sunt din neam în neam. E ca și cum ți-ai setat pruncii să nu -ți salute pe ceilalți prunci, care sunt copii prietenilor tăi, cu ghilimele. Și prin prins pe, ăsta pe stradă să nu-i salută, să... da? Și din toată pruncul o zice, ce mă bucur să o văd, dar să fie sincer, că se bucură unii, dar nu, nu se bucură, da? Înțelegeți ce zic? ce cu tine, omule? Din pe ce planetă ești? Cum mai apărut aici? De fapt, regele, care era Dumnezeu, exact în secunda asta despre care vorbim, și om, în egală măsură, Dumnezeu rețineți, și om în egală măsură, avea ceva special pentru femeia aceasta. Și mesajul pe care îl transmit în seara asta se intitulează Întâlnirea care te duce în rai. O întâlnire care nu potrivește cu contextul aparent, da? O întâlnire care nici măcar nu are cum să fie în momentele alea. O întâlnire care sparge orice regulă. Bineînțeles, nu reguli ebraice sau legi testamentare, reguli care și-au infuzat în ei dati, în obiceiuri, tradiții, sisteme. Să face asta, să face asta, dar nimic nu scrie în Biblie, da? Ideile lor, ideile lor, din tată în fiu neam, partide, numai ca să se ceare între ei, da? Așa era acolo. Și femeia aceasta a avut parte de întâlnirea care a dus-o în rai. De unde știm că a dus-o în rai? Ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 14, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, spunea Domnul Iisus Hristos, în viac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care, să citiți cu voce tare, vă rog, va țâșni în viața feșnică. Femeia aceasta nu s-a întâlnit cu un camarad care era dorobosit. Femeia aceasta nu s-a întâlnit cu un trecător, chiar dacă era numit Galileanul, fiul templarului Nazaret. Femeia aceasta s-a întâlnit cu regele regilor, cu domnul domnilor. Și este prezent în această seară în locul acesta și strig din toată inima, trăiască Domnul. Trăiască Domnul. Binecuvântat să fie Domnul Isus Hristos. El este Dumnezeu și viața eternă. El este Dumnezeul cel adevărat. Înălțat să fie în numele Lui. Glorie Lui Dumnezeu. Întâlnirea care te duce în rai. Nu știu ce așteptare de la seara asta. Dar știi că atunci când pășești în afara clădirii bisericii, în această ziară, poți să ai garanția că ai intrat în împărăția lui Dumnezeu și că împărăția lui Dumnezeu a intrat în propria dumitale inimă? De ce? Dumnezeu produce schimbarea aceasta radicală și întâlnirea aceasta te duce în rai la fracțiune de secundă. Nu trebuie să aprinzi lumânări! Sorry! Nu trebuie să mergi până la muntele Atos. Nu trebuie să porți nu știu ce fel de Biblie, mari, mici, nu. Nu trebuie să mergi să aprinzi lumânări pentru vii, pentru morți. Nu trebuie să organizezi părăstașe. Nu trebuie să mergi nu, nu știu până unde. Nu trebuie să faci filantropii nu știu de care. Nu trebuie să donezi nu știu câți bani. Ai nevoie de o întâlnire cu Domnul Isus Hristos. Cu Domnul Isus Hristos. Cine crede ca mine să zic amin. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Nu cu Petru, nu cu Andrei, nu cu Sfântul nu știu care, nu cu Arsenie Boca, nu cu Sfânta Paraschivă. O întâlnire cu Domnul Iisus Hristos! Pentru că nici Patriarhul Daniel al Ortodoxilor nu iartă păcatele, nici Papa Francisc I al Catolicilor nu iartă păcatele, nici pastorul Nelufi fi președinte al cultului pedicostal, nici baptist, nici adventist, nici creștin după Evanghelie, nici reformat. Cine iartă păcatele bazat pe cartea aceasta este Domnul Iisus Hristos! Este Domnul Isus Hristos. Este Domnul Isus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire. Pentru că nu s-a dat sub cer niciun alt nume în care trebuie, nu dacă vrei, trebuie să fii mântuit. Întâlnirea care te duce în viața veșnică. Este o întâlnire programată de Isus. Nu e o întâlnire întâmplătoare. Păstrează cadrul unei întâlniri aleatorii. Parcă nu se poate, domnule, cum vine ăsta? Eu am vrut să nu întâlnesc pe nimeni. De ce vine ăsta la ora 12, totuși? O viață întreagă femeia asta a mers la aceeași oră. De ce? La ora 12 nu era păstrat de nimeni. Știți care e marea minune? Căutătorul Isus se uita după oamenii cei mai slabi. Biblia zice versetul 4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Vă garantez eu că nici unul dintre ucenicii Mântuitorului, că oricum se vorbește despre ei în primele două versete, n-ar fi intrat în Samaria. Se spunea deja că unul doi dintre ei au zis, pocnesc din degete, să apară foc, nimicește, mistuiește -i, Doamne. Noi nu oricum nu-i subordăm, noi suntem galileeni. Se băteau cărmină în privești, dar niște fier de parafurnici. furnici. n valoare. O femeie. Ea a zis, cum de vorbești și îmi cer mie, femeie, statutul unei femei în, în spațiul ebraic, în perioada aceea era mult, mult inferior. Și acum are rolul ei în spațiul ebraic femeia și nu intrăm acum în detalii, că nu-i timpul. Dar uitați-vă ce zice versetul 27. Atunci au venit ucenicii lui. Deci nu e doar un complex de inferioritate a femeii. se percepția normală, naturală, socială, din perspectivă ebraică. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Deci mai întâi era categoria umană cea mai de jos. Așa era privit atunci. Rețineți că făcea parte din cea mai rău famată localitate, zonă, regiune, Samaria. De ce se spunea foarte bine? Pentru că în zona asta au fost deportați în timp ce Imperiul Asirian a pus bocanca și bocancu, a pus toate lucrurile, robia a pus peste evrei, a deportat evrei de acolo, i-a exilat și a re, a așezat sau a repopulat zona cu oameni care nu aveau nimic cu evrei din Ava, din Cuta, nu intrăm acum în detalii localității, oameni care nu erau pur sânge evrei. O femeie din cea mai slabă localitate sau zonă. Și vă mai spun ceva. Cea mai păcătoasă. Cinci bărbați au avut. Și acum treia din nou cu Pe cine cauți, Doamne, la Samaria? Te interesează reprezentații statului? Mergi la administrația aceea a localității? Unde mergi? Nu mă interesează nici de primar, nici de viceprimar, nici de consilieri. Mă duc și o să întâlnesc cea mai păcătoasă femeie. Și ce vrea să ne transmită Mântuitorul Iisus Hristos prin această întâlnire? că n-ai cum să fii atât de rău. N-ai cum să faci bar dintr-o familie atât de rău famată și n-ai cum să te simți atât de mic încât să n-ai intrare directă la Domnul Isus, Încât regele regilor, infinitul Dumnezeu, care coordonează miliarde și miliarde de stele care stau sub comanda Lui. El care ține suflarea oricărui trup omenesc. Apropo, știți bine că noi suntem în seara asta aici pentru că Dumnezeu ne-a dat respirație. Avem motive să-i mulțumim Lui Dumnezeu? Cine vrea să-i mulțumească Domnul pentru respirație o mână în sus? Aleluia Lui Dumnezeu! Nu poți fi atât de rău? Nu se poate povesti atât de grav despre familia ta? Nu se poate întâmpla atât de multe lucruri și atât de rele? Încât să nu te poți întâlni cu Domnul Isus, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Isus n-a trecut prin Samaria pentru că relieful, din perspectivă geografică, nu putea să meargă prin altă localitate. Nu. Avea o programare. Întâlnirea lor era programată de cer. De ce treci, Doamne Iisuse, și ne relatează acest fapt? Evanghelia după Luca. De ce treci, Doamne Iisuse, Luca 17, versetul 11? Tu ai o agendă foarte îngărgată și mergi înspre Ierusalim, vei îndeplini planul perfect al Tatălui pe care ți l-ai asumat, ai vrut să vii să faci voia Tatălui și din dorință, din pasiune perfectă, vii să te sacrifici, intri în Ierusalim doar câteva zile, maxim câteva ore, să fii bine primit cu aplauze, apoi să fii trimis acasă, cum se spunea, doar în Betania să ai loc. Versetul 11, Luca 17, spune, Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre. De ce nu mergi doar prin Galileea, oamenii buni? De ce nu mergi doar în Samaria, la oamenii răi? Mântuitorul zice, trec printre Samaria și Galileea, pentru că la extremitatea celor două localități se întâlnesc niște oameni. Galilenii și-au aruncat pe ei lor, samaritenii și-au aruncat pe ei lor. Și asta e locația pe unde nu merge nimeni, pentru că asta e zona lebroșilor. Un lepros când se apropia cineva la distanță La câteva sute de metri Trebuia să ridice mâinile și să strige Necurat, necurat, nu te apropia Vei, fi, vei contacta boala asta Și -a și tu ca noi în, în extremitatea localității Expulzat de societate De ce treci printre? Biblia zice, versetul 12 Pe când intra într-un sat Dar n bucat să intre Era la intrare L-au întâmpinat zece leproși au stătut departe și au ridicat glasul și au zis, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. De ce vă schimbați strigătul? Când trecea un om normal strigați cu mâinile ridicate, necurat, necurat, de ce vă schimbați? Știți de ce? Oamenii ăștia au simțit că omul Iisus e un om diferit. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și-a planificat întâlnirea pe unde nu mai mergea nimeni. Și poate ai ajuns într-un loc unde te simți al nimănui, te simți dat la o parte, te simți expulsată, zici în mintea ta, în sufletul dumitale, eu nu mai am nicio șansă. Am să-ți transmit ceva, nu poți fi atât de păcătos, nu poți să ai o istorie ca atât de gravă al familiei tale și nu poți să fii atât de complexat la nivel inferior încât să nu te caute să nu-și programezi, Iisus întâlnirea cu Dumneata. Întâlnirea care te duce în rai. Nu te duce la casa albă, în rai. Prezența lui Dumnezeu. E o întâlnire programată de cer, doi. E o întâlnire personală, chiar privată. Omul Iisus Hristos, ostenit, se spunea obosit, pentru că a peste tot, nici măcar n-a mâncat. Vă dați seama cum ăsta, la 30 de ani, când i-au adus prietenii lui mâncare, au zis, nu mă deranjați, sunt în plină campanie de evangelizare, nici să mănânc în timp. Nici măcar n-avem dovezi că a luat din găleata femeii, pentru că a folosit acest light motiv, a utilizat această imagine a fântânii apei ca să-i mute mintea de la lumea asta, de la lucrurile perisabile, ideea că are nevoie de alimentație și să fie alimentată prin apă, are nevoie că e însetată, dar nu asta era cea mai mare sete, se spunea a vieții ei, a dramei vieții ei, ci sete adevărată era după Isus, era după Dumnezeu. Și ascultați ce zice Biblia, într-un mod privat o abordează și zice, dă-mi mie personal, vezi că vorbesc direct cu tine. Mă cobor la nivelul tău, în mod normal un evreu, și dacă era samaritan, nu vorbea cu o femeie așa, da? Asta e mirarea ucenicilor, mă cobor la nivelul tău. Eu nu vorbesc cu tine doar ca un om, eu sunt Dumnezeu și om și mă cobor la nivelul tău pentru că vreau, între noi doi, să se realizeze o întâlnire privată, o întâlnire personală, o întâlnire care să producă ceva supranatural. Întâlnirea care deduce în rai, dragul meu, draga mea, nu e o întâlnire generalizată când aprinzi o lumânare, când mergi de Paște sau de Crăciun la biserică, când vii doar la cina Domnului, la casa Domnului, chiar la Betania. Întâlnirea privată este în momentul în care nu mai poți fără Dumnezeu. Nu mai poți fără Scriptură, nu mai poți fără Rai, nu te mai interesează altceva ce zic oamenii, te interesează Biblie, Dumnezeu, Împărăția Lui Dumnezeu, post, rugăciune, prezența Domnului în casa ta. Atinge-ne, Doamne! Atinge-ne, Doamne! atinge pe fiecare dintre noi! Dacă ne-am obișnuit cu religiozitatea și ne-am prins în ideile noastre religioase, chiar pentecostale, să sufle Duhul Dumnezeu peste noi trezirea în seara aceasta și să nu ne mai intereseze care munte, unde, cum strigă ea la un moment dat pentru că nu-i trezită total și zice, învățătorule, care e locația unde trebuie să mă închin? Nu locația importantă, femeie. Importantă este persoana cu care trebuie să mergi acasă. Și persoana aceasta este Domnul Isus Hristos. Este Domnul Isus Hristos. Când pleci cu Isus acasă, se vede, se simte. Toți oamenii recunosc asta. Localitatea este blocată, efectiv se opresc străzile, pentru că o femeie parcă e pesmetică de-a dreptul nebună pentru Hristos, aleargă și strigă. Veniți de Eu nu vă predic Evanghelia, zis ea. Vă sublinez faptul că femeia aceasta n-a ajuns evanghelistă. Nici păstoriță, da? Rețineți ea și a spus mărturia ei. Nu mai credem doar din pricina mărturiei ei, ci pentru că l-am auzit pe Isus. Așa că surorile au dreptul scriptural să transmită maxim mărturii și dacă sunt mai în vârstă sau au mai multe experiențe cu Domnul, să prezinte aceste experiențe surorilor mai tinere, nici în caz altora. Și sunt două subiecte extrem de importante, cum să-și iubească soții și cum să-și crească în educație copiii. O zici cineva, min? Frație. Personal, întâlnire personală. Dialog. Se creează dialog, uitați-vă. Drept răspuns, i-a zis Isus, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și... Cine e tata și mama? Cine e prietenii mei, ucenicii mei? Eu am influență, eu sunt putere financiară foarte mare. Așa zis Isus. Ascultați ce zice Biblia. Întâlnirea care te duce în rai este o întâlnire personală cu Domnul Isus să-i cunoști adevărata lui identitate. Și cine este cel ce zice? Da, să biau. Eu nu sunt un simplu călător, vă să zic că Iisus Hristos. Eu sunt cel ce am acces la apa vieții. Dacă mi-ai fi dat în apa aceasta, eu, dacă tu mi-ai fi cerut, vedeți, o cerere, Dumnezeu nu-ți dă forțat, dacă tu mi-ai fi cerut în prealabil, eu ți-aș fi dat apă vie. Și femeia asta nu pricepe foarte multe și zice, o, oh, cum n-aș vrea să îmi dai din apa asta ca să nu mai vin cu greu. Primatul privește un străin care e incapabil să arunce găleata în fântână și să ia, că fântâna e adâncă tare, cum ai putea tu să ne dai apă? Să-mi dai apă, zice ea, că pricepe umenește, că vedeți că de foarte multe ori când nu pricepi spiritual lucrurile duhovnicești, te enervezi, poți ai întrebări, te stresezi, Doamne, cum se întâmplă asta? Ia liniștește-te un pic, ia așa zis viața ta în mâna lui Dumnezeu. Ia lasă-L pe Hristos să fie în centru. Nu mai încerca să conduci tu discuția dintre tine și Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să o conducă. Ai situații pe care nu le înțelegi? Asta e specialitatea lui Dumnezeu. Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Cele descoperite sunt ale noastre, ale oamenilor. Când nu pricep ceva, mulțumește Domnului care nu mai bine contextul să intervină, să facă o minune. Și Dumnezeul nostru vindecă și azi. Amin? Dumnezeul nostru eliberează și azi. Dumnezeul nostru transformă și azi. Dumnezeul nostru este capabil să-i libereze de sub puterea alcoolului, a tutunului, a drogurilor, a pornografiei, a masturbării, a oricărui păcat, a oricărei aventuri. Dumnezeu este cel atotputernic. Și uitați-vă cum dialogul continuă, pentru că această femeie avea nevoie să-L cunoască pe Iisus Hristos. Și dintr-o dată Iisus Hristos intră în viața ei privat. Aici ce nu suportă oamenii când predicăm despre viața lor privat. Vorbiți, mă, la colț de stradă, nu vorbiți de la avon unde Iisus își permite să intre în viața ei priblată în public? Cum de ea merge în localitate unde toți o cunoșteau că este o aventurieră, o imorală. Și zice, oameni buni, m-am întâlnit cu lazarinianul, m-am întâlnit cu un bărbat, m-am întâlnit cu unul despre care cred că e Hristosul. Mi-a spus tot adevărul. Veniți de vedeți dacă nu este Mântuitorul Lumii, pentru că mi-a zis tot. Cum de repeți ce ți-a zis? Îți asumi? Da, mi-asum. Uitați-vă că întâlnirea care te duce în rai este o întâlnire care pătrunde în interiorul vieții tale. Pătrunde până la cele mai adânci subiecte. Și alți frasujitori mi-au mărturisit și vă spun și din mica mea experiență. Sunt momente în care Duhul Domnului pătrunde și zice, ce ai făcut în clasa a patra? Cum? Ce-ați zis? vă mărturisesc cu o experiență simt să vă spun. După o evangelizare undeva într-un oraș din România, am predicat cum mi-a dat Dumnezeu, sper că am zis tot ce mi-a zis Domnul, am ieșit frumos din biserică, era o casă de cultură într-un oraș, nu foarte mic din România, dar nu contează ce dimensiune avea. Am ieșit afară, eram cu un frate care mă însustise pentru prima dată la evangelizare. stăteam frumos în spatele casei de cultură să mă duc să servim ceva într-o familie. văd că un domn se apropie de mașină în partea stângă și foarte frumos, bine crescut, sper, am coborât geamul să-l salut. Și-a început. și au zis, asta e predică. Să nu te mai plin că vii aici. Fratele care a fost cu mine, au crezut că e de la camera ascunsă, nu știu ce aia, dar nu era întors de la, domnul de, mult timp. și au zis, mă, primate, zice ceva de rău, e plăcut predica. Lasă că vorbesc cu cutare și începe, și începe. Și acum îl văd că are pumnul strâns, era în afara mașinii, eu eram la volanul mașinii, mașina aia pe care o aveam înainte, mașina nu așa. și își pune cotul de la mâna dreaptă, nu știu ce vă spun asta în seara asta, trebuie să vină și o zic. Își pune cotul de la mâna dreaptă pe portieră la geam, la mine, și își pregătește pumnul strâns și vrea să mă lovească. Dacă mă auzi cumva online, să știi că te iubesc în numele Lui Hristos și mă rog să te mângească tu. Dar asta e de mult, de câțiva ani, deci nu credeți că acum facem ceva. Da? Și dintr-o dată când faci așa, fratele de lângă mine zice, mi crescut crescut tensiunea până aici. Eram gata, gata să cobor la el. Zice, Doamne ferește, cobor el. Cum să cobor, frate? Deci, trebuie să iertăm, să iubim. Duhul Domnului mi-a zis, puneți mâna ta cu liniște, cu multă pace, mâna ta dreaptă, pune-o pe mâna lui care e pe portieră și zi următoarele cuvinte. Duhul Sfânt mi-a zis să vă spun să vă mărturisiți păcatele de la vamă. Când am terminat cuvântul vama, să sărit câțiva pași în spate și o să mărturisiți de la sării, ești informator, de unde și ce a făcut. Era unul care umbla cu, nu vă spun cu ce, da? s a speriat foc, o dat câțiva pași în spate, bineînțeles că nu mai a treabă cu mine, o plecat, s-a dus, fratele păstor a încercat să-l liniștească, între timp a venit și păstorul bisericii de acolo și am scăpat cu bine în seara. Nu se știe că scapă în fiecare ziara, Să vreau să vă spun ceva. Cuvântul lui Dumnezeu te pătrunde. Păcatele de la vamă. <sus> Pentru că am cerut numele și prenumele ca să fiu uh, testat personal, m-am uitat pe internet, recunosc ulterior când am mers pe casă, nici nu tremuram, eram liniștit că m-am Duhul Sfânt, am căutat pe internet să văd cine e omul I-am căutat numele și prenumele și într-adevăr, în șase luni a fost închis. Nu din cauza mea, n-a făcut nimic bătrân. Acum am înțeles că e liberat. și vreau ca Domnul să-l libereze de tot. Întâlnirea care te duce în rai este o întâlnire programată de cer. N-ai ajuns la întâmplare în seara asta de aici. Ești aici pentru că te iubești de Dumnezeu. Să fii cel mai păcătos om din istoria lumii. Să fii cel mai rău famat om. Să fii omul despre care să zică tot orașul. El cel mai rău. Să fii drogatul de cea mai adâncă speță. Să fi trăit în cele mai grosolane păcate din istoria lumii. Isus, Sfântul lui Dumnezeu. Sfântul Sfinților Dumnezeu adevărat și viață eternă. E prezent în această seară la Betania. Și El este prezent pentru că și-a programat întâlnirea cu tine. O întâlnire personală. O, de a lăsa în seara asta cuvântul Domnului. Dacă lăsa noaptea asta prezența Evangheliei, puterea Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu, să te macine pe interior, să te transforme. De ce? Dacă îmi doresc ceva, îmi doresc din toată inima. Să ne vedem mult pe pământ, cât v Dumnezeu. Dar vă rog frumos, orice s-ar întâmpla, nu-mi lipsiți de la întâlnirea.